Doamnelor și domnilor, să primim din nou pe scena Iumor pe Ana Maria Caliță! Băi, Ana, ca să începem cu o glumă, că de când nu ne-am multă vreme a trecut. Asta ca să fim așa, să intrăm în opinia generală. Cred că sunteți super curioși ce am mai făcut. Și chiar dacă nu sunteți, oricum o să vă zic. Ideea e că mi-am aranjat foarte bine viața, știu exact ce o să fac 30 de ani de acum încolo. O să plătesc un credit la prima casă. Și sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care au credite la bancă, dar astăzi am venit cu o veste super bună. Pentru toți oamenii care au credite la bancă, vreau să vă anunț că banca nu te lasă să mori. Banca vine după tine oriunde te duce. Dacă, nu știu, te-a înșelat iubitul și vrei să te sinucizi, sigur apare unul de la bancă. Hei, plângi ca proastă? Avem un credit de nevoi personale. Pentru tine. M-am mutat într-un cartier unde suntem foarte mulți tineri și avem grup pe Facebook unde toți ne plângem de tot felul de probleme. Și sunt vecinii care se plâng de locurile de parcare, că de ce ai parcat pe locul meu? Că tu să-ți iei loc de parcare, că știu eu că ai bani. Și a postat un tip, Mirel, o poză cu el, cu un iPhone X în mână, cu un ceas foarte scump și a scris așa: nu contează locul de parcare, Mirel are valoare. Și eu am zis, hai să fac o glumiță. Și am comentat: Mirel, poți să-mi spui și mie, te rog, cât mai e rata la iPhone X? După care sunt vecinele care se plâng de alte vecine care fac sex la 5 dimineața și țipă. O, serios, asta te deranjează pe tine? Țipă ea, țipă și tu. E Pornhub Live. Fă-i concurență. Du-te peste ea, nu știi ce are acolo. E adevărat că sunt unele care sunt super deranjante. E una care face fix la fel de fiecare dată. E așa: a, 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 aha. Vă jur că îmi vine să mă duc la ăla și să-i zic: prietene, n-are cum, se preface. Nu se face așa. A postat la un moment dat o tipă, Corina, un mesaj și a zis așa: de 3 ore face cineva sex și țipă și mă deranjează și o rog să-și astupe gura aia cu ceva. Eu iarăși am zis, ei, fac o glumiță. Și am făcut o altă postare și am scris: rog toate femeile din bloc să se abțină, să nu mai facă sex pentru că mă deranjează și mor de frustrare și de poftă. Corina a văzut mesajul și mi-a comentat și a zis: postarea ta e cu referire la a mea? Și am zis, da. Și a zis, ok, mă abțin. Zic, nu, nu te abții, ești doar ne... Bă, dar sunt unii care postează și apartamentul, de unde se aude? Și atunci m-am panicat. Faza e că sunt vecini care încă dau cu bormașina și am zis, perfect, că dau ăștia cu bormașina, poți să țip liniștită. Eu stau la apartamentul 20, vecinul meu de lângă a scris așa: aia de la apartamentul 20 țipă de zici că e găurită. M-am enervat, l-am urmărit, am văzut ce număr are la mașină și când m-am întâlnit cu el în trafic, i-am arătat așa. Omul era polițist, 14 milioane amendă eu mi-am luat. Și nu-i corect, oameni buni, că eu nu cunosc niciun bărbat care să fi mers la să fi plătit 14 milioane pe eu am plătit. Vreau să vă zic că anul trecut am fost într-un turneu în Europa, am făcut stand-up pentru comunitățile de români de acolo și a fost un sentiment extraordinar. Să mergi într-o țară străină și să vină românii la spectacol e fantastic. Și am fost în multe orașe, am fost în Roma, Paris, Milano, Târgu Mureș. Și am observat că în Italia oamenii sunt super dependenți de parmezan. Peste tot orice mănânce cu parmigiano, parmigiano, ești pe nastrac, parmigiano. Am fost într-o zi în Milano și colegii mei băieți sunt super mega, glumesc, așa-ți băieții cu noi, femeile. Am mers să vedem domul din Milano și mi-a zis: ia uite, Calițo, domul din Milano e suficient de mare pentru tine? Băieți, nu mai faceți glume cu noi, femeile. Dacă noi, femeile, n-am fi în viața voastră, voi ați fi numai Gioco di Mano con Parmigiano. Anul trecut, la început, i-am zis iubitului meu, zic, băi, mi-mi place super mult să călătoresc, ce-ar fi să mă duci în vacanță? Și a zis, iubitul, anul ăsta economisim și în octombrie te duc în America. Oameni buni, în capul meu era, mamă, să vezi, hai, nu cu hotel de 5 stele, dar măcar 4 stele. M-a dus la rude în America. Și am dormit pe canapea extensibilă al mătușei sa. Hei!
Eu nu știam lucrurile astea. Când am ajuns în aeroport în America, se vedea pe fața mea că super fericită. Și era o tipă de acolo care lucra la securitate și se uita la televizor, era o știre cu Trump. Se uită la mine și îmi zice, ați venit voi în America, dar țara asta se duce de râpă din cauza lui Trump. Și am zis, ești nebună? Nu știi pe Viorica! Într-o zi am mers în New York, când doream foarte tare să merg pe Broadway să văd un spectacol și ne-am dus să vedem cât costă biletele. Am mers la casa de bilete și omul mi-a zis așa, biletele din față costă $400 și eram... Deci avem și mai în spate cu $300 și... Zice, și mai în spate $250, nu vezi nimic, dar se aude perfect. Și zic, cheapest. Și zice, în picioare stați? Și zic, cât e? Și $27, zic, aia e, my friend. Și în timp ce omul vindea biletele, mă întreabă, where are you from? Și eram... Și zic așa timid, Romania. Și el face, Romania, Ceaușescu. M-am uitat la el și zic, pic... Întors, am avut escală în Londra și eu, ca orice femeie, aveam bagajul pe care mă orgazin cu picioarele ca să-l închid. Aveam o punguță cu lichidă și cremele le-am pus sub că poate nu se prinde nimeni. Doar că nu știu care e faza în Londra, că zici că speriați de bombe, că mi-au deschis bagajul. Mi-a luat crema, s-a uitat în ochii mei și în timp ce o arunca, mi-a zis, sorry. Eu am început să-l înjur în română, eram foarte nervoasă, îmi băgam hainele acolo în bagaj, îl înjuram pe el, a observat că ceva nu e în regulă, dar nu înțelegea ce zic. Și a venit la mine și zice, something wrong? Și zice, no, just saying thank you in Romanian. Și face, Romania, Calița. Și a zis, așa da. Vă mulțumesc din suflet. Seară frumoasă. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!